pierderea puterii doare. Se simt vulnerabil, se simt că mai au foarte puțin din această putere care o dețin de peste 30 de ani. Și altfel nu mă pot imagina cum un primar, un viceprimar, chiar și mic cum este el, un vicepreședinte, că vorbesc cu cel, vorbesc de cel cu mușchi, ies pe stradă, la miezul nopții, și aleargă niște tineri nevinovați. Exprimare de primar. Îți rup dinții. Care îl descalifică total. Nu are nimic de a face cu administrația, nu are nimic cu ceea ce se definește a fi un primar, gospodarul, primul gospodar al comunității. Au avut o atitudine de simpli derbedei, în care au arătat încă o dată, fără tăgadă, că sunt urmașii comuniștilor și doar prin bătaie, violență, pot schimba idei, ideile unor oameni care trăiesc de 30, de peste 30 de ani în democrație. I-aș întreba pe acești indivizi, certați cu legea, au copii? Dacă copiii lor ar fi pățit ce au pățit copiii altor brăile, ce ar fi spus? Este foarte simplu. Mai sunt câteva ore. Nu zile, câteva ore. Și au terminat cu puterea. Au pierdut puterea. Pentru că altfel ar fi ieșit arogantul de primar pe stradă la miez de noapte cu bâta în mână? Chiar și imaginar. Nu. Cu siguranță nu. E greu. N-au avut niciodată opoziție. Noi suntem opoziția lor și am fost în toată această campanie și ne ducem până la final crucea, dar nu acea cruce despre care au, pe care au fotografiat-o și au arătat-o aseară, pentru că noi nu avem nici firme de pompe funebre, nici noi ne ocupăm cu astfel de activități. Prin urmare, cred cu siguranță că este vorba de o înscenare. Deci propria recuzită au scos-o în stradă să creeze o ruptură, un prag pe care n-au reușit să realizeze. Tinerii care au fost surprinși aseară, urmăriți, înțeleg, de echipe ale PSD și alergați, aveau asupra lor vreunul dintre acei tineri vreo cruce împodobită cu ghilimele de rigoare, așa cum apare în poza aia postată de cei de la PSD? Pliante și atâta tot. Pliante și atâta tot. Dar ce spuneți despre primarul certat cu legea, care rupe dinții, că ar fi știut de la ora 18:30, nu se numește premeditare? Nu există instituții care se ocupă de cercetare, de... Este poliție, este procurator. Dar poate are informații chiar la instituțiile astea, de unde știți? Da. Uitați, mi-ați spus... Atâta timp cât de la ora 18, înseamnă că au așteptat momentul pentru a le arăta tinerilor, pentru a le da o corecție. Păi înțeleg din ce declara tânărul acela, ce ne-a declarat astăzi, că au fost supravegheați vreo oră, cel puțin o oră, au stat în mașini și au urmărit ce fac înainte să aibă loc interacțiunea propusă. Doamna mine, le-a făcut ilaj. Ilaj, așa nu mă pricep la chestiile astea. Derbedei, nu? Așa se numesc, nu? Nu știu, habar n-am cum să numesc. Cum se numesc niște oameni care, până la urmă, spun viața în pericol? Niște infractori, nu? Infractor, cred că așa se numesc în codul penal. Mesajul primarului Dragomir de pe Facebook reiese că voi sunteți cei răi care faceți... Stimată doamnă, prin ce suntem noi răi?
Că ne facem campania, că am distribuit niște piante? Se pare că da. Nu, până acum n-a fost opoziție. Până acum s-a jucat meciul pe sumasă. E prima dată în viața lor de politicieni când trebuie să facă campanie. Se vede ce fac după 9 iunie, că niciunul nu are meserie. Politica se cam încheie. Dar nu le trebuie meserie, domnul Canciu. O partidul care trebuie. Îi ține. Partidul îi ține. Așa este. Din totdeauna am spus că partidul lor este ca un magnet care adună tot ce este mai rău în țărișoara asta. Și la Cup Dunărea să mai poți face angajări. Nu-i problemă. Până pe 9. După 10 s-a terminat. Venim noi. Venim noi și vom face cu adevărat administrație. Vom face ceea ce trebuie făcut pentru Brăila. Vă garantez lucrul ăsta. Cătălin Canciu s-a ținut de cuvânt în tot, de când s-a născut și până astăzi. Eu nu sunt hotărât. Eu pentru asta am candidat. Să schimbăm fața Brăilei. Nu să ne îmbogățim, nu să ne fie bine nouă, oamenilor din acest partid, nu, brăilenilor, să recâștigăm acest oraș.